Avem pe ecran, o să vedem imediat, niște creșteri de prețuri. Sursa este Institutul Național pentru Statistică. O să încep cu pâinea, deși noi o să avem, vedeți, cartofi 41,8%, ulei 38,1%, mălai 28,1%, făină plus 26%, pâine plus 20,3%, ouă plus 16%. Să ne oprim puțin. Să vă întreb de pâine, domnule Popescu. Mai crește? Domnul Dumitrescu, eu cred că o să mai crească. Și vă spun de ce. Este să vedem ce se întâmplă în acest weekend, să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare dacă plouă. Dacă nu plouă, producția de grâu va fi mai mică decât apreciem și decât făceam de obicei. Și atunci, categoric, fiind o producție mai mică, să cere un preț mai mare. Deja văd că prețurile pe noua recoltă sunt în creștere, chiar mai mari decât prețul la grâu vechi. Ceea ce e un semnal că situația pe plan mondial nu este bună. Și atunci, categoric, m-ați întrebat, eu vă răspund. Dacă prețul materiei prime crește, obligatoriu trebuie să creștem și noi, că altfel murim. Iar dacă murim, nu mai producem pâine. Asta este. Dar există soluții de orice fel pentru a stopa avalanșa asta de creșteri? Există soluții pe care domnul ministru al agriculturii, domnul Chesnoiu, le-a avansat. Așteptăm să vedem dacă aceste măsuri vor intra măcar de la 1 iulie în vigoare, astfel încât să putem să contracarăm și să putem să ne atenuăm din pierderi, pentru că procentul dumneavoastră de creștere a prețului la pâine acolo, pe carton, eu nu-l văd. Cât este? 20,3%. 20. Să știți că în piață creșterea este mai mare de 20%. Păi tot ce dă INS dă mai mic, ca să nu ne sperie. Așa? Deci eu sunt cinstit și corect. Da. Și trebuia să fie chiar mai mare decât ce avem real, pentru că avem dublare de costuri la materii prime, la energie, la gaze și altele, ambalaje și așa mai departe. Ori toată această dublare, sigur că trebuia să ducă la dublarea prețului la pâine. Dar nu ne-am putut permite, pentru că puterea de cumpărare a populației este mică. Și atunci guvernul trebuie să umble la puterea de cumpărare a populației sau la costurile noastre. Dar acum mingea este la guvern să analizeze și să ia deciziile care se impun. Okay.